Bună ziua, numele meu este Daniel Șutel. În această prezentare ne vom uita la Corvinus. Corvinus este un limbaj nou de programare, este cu sintaxa în limba română, este printre singurele limbaje de programare care au sintaxa în limba română, dar de asemenea suportă și sintaxa în limba engleză. Un mini exemplu de un program cu sintaxa în limba română ar fi spune egal cu mc pătrat, va afișa textul specificat între ghilimele. Este ușor, este expresiv, ne putem exprima în diverse moduri, putem pune paranteze dacă dorim, în jurul textului, putem folosi metoda spune, putem folosi funcția spune ca metodă, o punem la finalul obiectului sau putem folosi o săgetucă. Specificații. Mai multe despre Corvinus. Limbajul de programare Corvinus încurajează programarea orientată pe obiecte, suportă programare funcțională și imperativă, suportă Unicode în mod nativ, suportă precizie infinită în calcule numerice, este implementat în Perl și disponibil gratuit. Avem obiecte, un tip de obiect, orice dată din limbaj este reprezentată prin obiecte, orice număr este un obiect, orice text este un obiect de tip text, o expresie regulată este un obiect, o listă este un obiect, un dicționar este de asemenea un obiect. Un exemplu clasic de metode, avem un nume de tip text în care putem invoca o metodă. Nume conține E, returnează adevărat pentru că textul respectiv conține litera E sau substringul E. Avem o listă și de asemenea lista este un obiect. Putem apela metoda sumă care adună toate numerele din listă și returnează un număr ca obiect, în cazul nostru 10. Putem spune lista conține 6, fals, lista nu conține 6. Putem spune listă minus 1, 2, va returna 3 și 4. Cum declarăm o funcție? Funcțiile se declară cu cuvântul cheie func, urmat de numele funcției, urmat de o listă de parametri. Lista de parametri poate să fie goală. Avem în cazul nostru a și b ca parametri și returnăm rezultatul a și b. Ultima expresie dintr-o funcție este întotdeauna returnată. Avem mai jos spune adaugă 1, 2, 1 va merge în a, 2 va merge în b, returnăm 1 plus 2, va returna 3. Introducere date, avem funcția citește număr. Citește, practic citește orice tip de dată. Dacă specificăm citește text, va citi un text. În cazul nostru citim un număr, stocăm numărul în variabila A. În cel de a doua linie avem B, citim alt număr, spunem A plus B. Citite de la tastatură. Avem de asemenea procese paralele. În cazul de mai sus avem două blocuri de cod care le executăm în paralel. De fiecare dată când invocăm metoda paralel pe un bloc, va returna un obiect care să reprezinte acel proces. Însă data din proces va fi returnată doar atunci când apelăm metoda așteaptă. Așteaptă va aștepta până când blocul de cod, până când procesul va finaliza și va returna ultima expresie din acel bloc. Avem mai sus clasa email, care ea are 3 parametri ca și clasă, deci la fel ca și funcțiile putem avea parametri pentru clase, ceea ce este puțin neobișnuit. Cum inițializăm clasele? Clasele le inițializăm simplu, putem folosi dacă dorim parametri cu nume. În cazul în care avem mai mult de 2 sau 3 parametri, probabil uităm ordinea parametrilor în care au fost declarați în clasă sau într-o funcție. Dacă specificăm nume, punem două puncte și dăm o valoare la acel parametru. Pentru metode la fel este posibil, pentru funcții la fel. Avem de asemenea subclase, orice clasă poate fi o subclasă altei clase. De astfel, dacă declarăm o metodă în ultima clasă, în clasa pisică, și avem un obiect tip pisică, va apela acea metodă, însă dacă metoda nu va fi găsită, va căuta în clasa mamifer, în cazul nostru, pentru că pisica este mamifer, adică are metode din clasa mamifer. În cazul în care metoda nu este găsită nici în clasa mamifer, va căuta în clasa animal, în cazul în care nu este găsită nici acolo, va returna o eroare. Avem funcții anonime. Funcțiile anonime sunt foarte utile pentru că le putem stoca în variabile, le putem stoca în funcții, le putem trimite altor funcții să facă chestii interesante cu ele. În cazul nostru aici avem două funcții stocate în variabile, după aceea creăm o listă cu F1 și F2, două funcții și putem să punem fiecare funcție fă ceva cu ea. Okay. Avem expediere multiplă, acesta este un lucru foarte, foarte util și simplifică foarte mult scrierea de cod. Avem aici trei declarații de funcție numită test. Ce este interesant este că au toate trei funcții au același nume,
însă parametri de tipuri diferite. Avem parametru de tip text, parametru de tip număr, parametru de tip listă. Atunci când apelăm funcția cu un text, cu un string ca și argument, va căuta automat care funcție se potrivește pentru parametrul respectiv. Atunci când apelăm cu număr, va apela funcția respectivă numărului, când apelăm cu listă, va apela funcția corespunzătoare listei. În cazul în care nu este disponibilă o funcție, va returna o eroare. Avem de asemenea o chestie foarte, foarte utilă, model de potrivire funcțional, tot la fel ca și în model, ca și în exemplu anterior, expediere multiplă, avem în loc de tip, avem o expresie pe care va fi executată atunci când apelăm funcția. În cazul nostru avem, spre exemplu, o funcție Fibonacci. Fibonacci 0 este 0, Fibonacci de 1 este 1. Apoi declarăm funcția n pentru orice valoare n și returnăm Fibonacci n-1 plus Fibonacci n-2. Și el va decide automat ce funcție să apeleze. Atunci când apelăm Fibonacci cu valoarea 0, va apela prima funcție. Atunci când apelăm Fibonacci cu valoarea 1, va apela a doua funcție. Când apelăm cu orice altă valoare, a treia funcție va fi apelată. În Corvinus avem de asemenea structuri. Putem crea o structură. Spre exemplu, aici avem o structură de tip punct. Putem crea două puncte, A și B, cu diverse valori, apoi putem să adunăm AX plus BX, AY plus BY și avem diverse valori. Avem liste multidimensionale, putem crea o matrice folosind liste de liste, deci când creăm o listă putem crea altă listă în interiorul listei. Avem, mai jos avem, putem itera valorile dintr-o matrice, putem spune matrice fiecare linie, linie fiecare valoare și facem ceva cu valorile respective. Avem de asemenea dicționare. Dicționarele sunt precum listele, doar că atunci când accesăm un element dintr-un dicționar folosim o cheie. Cheia este de tip string. Aici declarăm un dicționar cu 3 chei, A, B și C. Putem de asemenea apela metode într-un dicționar, putem spune dacă dicționarul conține Z, adică dacă conține cheia Z, va scrie fals. Putem adăuga cheia respectivă dacă dorim, putem spune din nou dacă dicționarul conține Z, va returna adevărat a doua oară. Avem expresii regulate. Expresii regulate sunt echivalente cu cele din Perl 5. Practic, o expresie regulată testează dacă un anumit text se potrivește cu expresia regulată definită. Spre exemplu, aici avem un text. Dacă începe cu ABC, vom scrie începe cu ABC. De asemenea, avem la final I. I înseamnă pentru mod insensitiv. De asemenea, putem folosi expresii regulate ca parametri la metode și putem face diverse chestii. De asemenea, o expresie regulată este un obiect. Avem Unicode, după cum am menționat anterior. Avem suport pentru orice tip de dată în limbaj ca Unicode. Putem declara clase cu nume Unicode, metode, stringuri. Putem scrie caractere Unicode. Totul funcționează automat. Avem suport pentru metaprogramare. Avem redeschidere de clase, putem redeschide clasele care sunt standard în limbaj. Spre exemplu, clasa text este o clasă standard în limbaj pe care o putem deschide și putem adăuga alte metode în clasă. Apoi, acea metodă va fi disponibilă oricărui tip de text din program. Ok, Corvinus în lumea reală. Aici sunt câteva exemple de programe care probabil sunt utile în lumea reală. Avem, spre exemplu, media generală. Avem, să zicem, o listă de numere pe care dorim să le introducem în program, să aflăm media lor. Câte numere avem în listă? Introducem un număr de câte numere avem în listă, apoi citim câte un număr pe rând. Le stocăm într-o listă din program, numite numere, adăugăm fiecare număr, apoi la final calculăm suma numerelor și o împărțim la câte numere am citit, împărțit la n. Și va fișa rezultatul dorit. Avem, de asemenea, quicksort în paralel. Quicksort este un algoritm de sortare. Factorial iterativ, avem un exemplu clasic de factorial. Avem factorial recursiv, precum un exemplu Fibonacci. Declarăm o funcție factorial cu expresia 0, care returnează 1, pentru că 0 factorial este 1. Când apelăm funcția cu 5 factorial, va spune n ori factorial n-1, ceea ce înseamnă
se apelează pe el însăși până când n minus 1 este egal cu 0. Numerele Fibonacci recursiv. Avem un demo în care n-am să intru în detalii și cam atât a fost. Mulțumesc frumos!